Aia nu e o piesă stoc. Fără elevator, fără scule dedicate, fără pricepere și experiență, nu schimba mai mult decât niște ștergătoare sau cel mult niște becuri, dar și la becuri deja lucrurile se complică la farurile sofisticate. Și acum lovim ușor pedala de accelerație, fără efort, depășește. Bă, dar ce tonalitate are! La 120 la oră, efectiv, simți că... Auzi, tu zici că lucrezi la BMW, nu la Volkswagen. Păi, accelerăm aici, suntem într-o zonă de... în afara localității. Da, am depășit viteza legală. E mult mai fun to drive benzina. Da, Mihai. Oricât de fan aș fi eu al motorinei, benzina are tonalitate, are un rafinament din asta. Salutare! Salutare! Astăzi facem un super episod. Îl avem pe Cătălin, pe care l-ați mai văzut în clipul cu Idebazu. Cătălin este un foarte bun prieten de-al meu care lucrează la Porsche România și vinde Volkswagen-uri. Iar astăzi, împreună cu el, sunt într-o locație de top, într-o zonă de top a României, unde prezentăm împreună un BMW. Suntem în complexul Astoria, fostul complex al CFR-ului, care din păcate este abandonat. Dar chiar abandonat? Tot aici? Da, este tot. Aici vin bucureștenii să se răcorească. Afară sunt 30 de grade, la umbră, probabil că-s vreo 35 la soare. Auziți cicadele. Cicada este o insectă foarte zgomotoasă care se manifestă așa pe timp de caniculă. Da, apropo de marca asta, ți-ar fi plăcut să lucrezi aici? Mi-ar fi plăcut, dar totuși să știi că nu am în suflet. Am avut BMW. Este cea mai bună mașină. Seria 3 este cea mai bună mașină făcută până în prezent. Eu sunt fost proprietar de BMW, am avut două BMW-uri seria 3, E46, un monstru. Am avut două E90. Un monstru sacru acest E46, din punctul meu de vedere, cam ultimele BMW-uri făcute bine. Mașini mecanice, pe care le conduci cu plăcere. Puțin asistate, direcție foarte precisă, suspensie la fel de precisă. Mașini stabile, ușoare, masă inerțială mică, frâne excepționale, cum rar am văzut pe mașini. Așa este. Dar cred că tot succesul modelului ăsta și în special a seriei 3 se datorează faptului că este o mașină atât pentru public tânăr, cât și pentru oameni serioși mai în vârstă. Pe lângă, iar succesul mecanic de care vorbim este datorată împărțirii acelei împărțiri egale pe axe. Pe axe, da. De acolo pleacă totul. Are o repartiție 50-50 pe axe. Este o mașină foarte bine proporționată. Oricum, știi ce sunt eu curios? Și am mai discutat și cu Luci în alte episoade. Cum reușesc să facă împărțirea asta egală la toate modelele, la toate motorizările, la toate echipările? Of, ce oameni sărași prin România pe aici. Știi? Pentru că una e să ai niște scaune de un fel, sau să le ai pe mai cu reglaje multe, una e să ai aici avem un 320 benzină, una e să ai un 330 motorină. Unele, știu că la E90 mutau bateria în spate, nu mai știu. Și la E46 bateria era în spate. Dar nu la toate. Nu la toate, depinde de motorizare. Exact. Ca să echilibreze sarcinile pe punți, puneau bateria în spate. Aluminiu pe tot ce înseamnă componente suspensie și de aici vine acel super feedback în volan. Dar asta o să fie o mașină interesantă de mers cu ea, pentru că are niște anvelope obișnuite, adică mari în talon. Ceea ce la o seria 3 te aștepta să ai anvelope mici în talon și fanii vor zice, domne, noi anvelope mici în talon nu scos tot din ea. S-ar putea să da, s-ar putea să nu. Pentru că cu ăsta s-ar putea să ai și ceva ce mașinilor astea un pic le lipsește, confortul. Ia să vedem cum arată chestia de sub capotă, care se trage de două ori. Pentru că așa ceva vezi destul de rar. Pam, pam. Aia nu e o piesă stoc. Este o adaptare românească, probabil. Pentru ce? A, aburul de la cai. Știi? A zis Roberta o chestie. Dom'le, când ridici capacul pe acolo mai iese abur așa și e aburul de la cai. Mașina asta cred că n-a avut niciodată capota ridicată. Are doar 47.000 de kilometri. Este din 2017. Este mașina unchiului meu, care este în Turcia. Ne acum, lasă să o filmăm. Acum stă la soare, se delectează cu bere și bikini și noi filmăm mașina. Dar, dincolo de tot momentul nostru vesel, e aceeași poziționare peste puntea față a motorizărilor de când le-au inventat. Că, știi ce mă gândesc eu? Nu sunt producători care cu fiecare model, nou îl reinventează, îl refac de la zero. Unii doar estetic, alții umblă și complet soluție nouă mecanică. Aici nu e. Aici dacă îi scoți panourile, nu deosebești de un E36, de un E46. Se pare că BMW a găsit rețeta de mult. Exact. Și rețeta doar o rafinează. Nu are ce să mai reinventeze la această mașină. Și asta este de fapt și esența mașinilor de calitate. Da, e bine să inventezi, să vii cu lucruri noi, dar să nu le modifici pe alea vechi, care au fost o super bază și care ți-au dus produsele în întreaga lume. Pentru că, de exemplu, începând cu seria asta, s-a venit foarte mult cu cutii de viteze automate. În prezent, ultima serie 3 nu mai are disponibilă cutia de viteze manuală. Din păcate, pentru că sunt mulți șoferi care preferă cutia de viteze manuală. Știu, dar nu la marca asta. Hai să facem niște... Cum să le numim? Vreau să merg cu spatele, să întorc brusc și să plec cu fața. S-a terminat. Păi și atunci dacă eu sunt, nu știu, să lucrez sau suntem membrii unei ambasade și serviciul nostru de pază a folosit produsele acestei mărci. Ce face? Adică măcar ca opțiune ar fi trebuit păstrată, că până la urmă o cutie de viteză mecanică e mult mai ieftină decât o cutie de viteză automată. Genul ce s-am pus pe mașinile astea, ZTF-urile astea cu... Părerea mea e că nu mai există cerere pentru cutiile manuale. Șoferii sunt din ce în ce mai comozi, vor sisteme de asistență, vor să stea relaxați la volan, da, vor să aibă două pedale, nu-i mai interesează atât de mult drumul virajat și dinamica superioară pe care ți-o oferă și controlul net superior pe care ți-l oferă o cutie de viteze manuală. În rest, e un produs clasic al ceea ce se numește industria auto europeană. Scaunele lăsate jos. Sunt scaune variantă sport, care te îmbracă și te țin bine. Și știi ce mi-a plăcut tot timpul la seria 3? Chiar dacă ești mai corpulent așa, ca mine, și un pic ca tine, și ca mine, da. Te regăsești în ele. Scaunele altor mărci, care chiar se vor cu valențe super sportive, se opresc pe la un 75-80 de kilograme ale șoferului. Adică, bă... Vezi, și ajungem la vorba clasică. Producătorul acesta nu se dezminte. Face mașini de foarte mulți ani, are experiență, studiază necesitățile șoferului, studiază preferințele, se adresează tuturor tipurilor de șofer. Sunt oameni, cum e unchiul meu, nu are nevoie de dinamică super avansată, nu are nevoie de motoare de 400-500 de cai. Omul se deplasează cu viteza legală, vrea o mașină confortabilă și să fie economică. Ceea ce mașina asta îi oferă, din plin. Și uite, aici se vede producătorul premium. Eu tot timpul mă uit la portbagaj, la cum tratează portbagajul, care mulți zic, doamne, punem plastic, punem ăsta de plastic. Mulți nu-și dau seama că, de fapt, din portbagaj, și care este o cutie, vorbim de sedanuri, îți pleacă acea rezonanță care o ai în mers. Mașina e o cutie, indiferent cine o face. Tu având niște spații din astea goale, neizolate, fonic, vei avea zgomot la rulaj. Ceea ce înseamnă disconfort la drum lung, la perioadă lungă petrecută în mașină. Cea mai mișto parte când filmez la Craiova și vin oameni de peste tot din țară. Cel mai departe a venit un băiat, salutăm pe calea asta, a zis că el stă în Constanța și că pleacă acasă în weekend și că trece pe la noi. Și eu l-am întrebat, unde te duci acasă? La Botoșani. Păi zic, nu e cam departe. Nu, că mie îmi place să conduc. La 1 ziua a venit Constanța Craiova, am filmat, am stat cu el de vorbă și la 12 noapte era la Botoșani cu un Mercedes. Da. Un alt producător de top. Un Mercedes mai de demult, dar ce trebuie? Și tot timpul, chiar dacă noi românii zicem, doamne, tracțiunea spate, la drumuri lungi și la drumuri de România, tracțiunea spate te obosește mai puțin. Corect. Bineînțeles, dacă nu te apuci să glisezi prin viraje și să faci teribilism, răspunsul mașinii e mai optim cumva. Alte lucruri mecanice altfel pus în scenă. Bun. Ia mai mergi tu cu BMW-ul decât de Volkswagen, e satur. Pam, pam. O poziție excepțională. Uitați-vă cum stau. Uitați-vă cum stau cu picioarele. Și uitați-vă cât de jos poți să stai cu picioarele. Ia uite, ce e ăla? E E3. Deși da, că și BMW merge pe direcția asta a electrificării. Becuri aprinse în bord ceva? Nu. Nu. Să ne adaptăm. Uite, mașina are pe termen lung un consum de 6,5. Dacă vrei putem să-l resetăm. Resetează, dar noi o să mergem puțin mai tare cu ea. Că mașina asta știu că... Cu mașina asta nu prea poți să mergi, cu mașina asta nu prea poți să mergi blând așa. Ea cumva te face să o... Te îndeamnă să mergi tare. Da. Din păcate, mulți nu pot să-și înfrângă acest îndemn și încalcă mult limita de viteză. Pentru toți fanii acestor mărci, acest indicator de aici din dreapta este pentru temperatura uleiului. Nu este pentru temperatura apei. Indicatorul ne arată. Exact. Semnele sunt asemănătoare, dar diferite, nu sunt identice. Să ne punem în mișcare. Da. O setăm pe modul confort. Ea pare că pleacă pe sport, pe confort pleacă, mi se pare. Ea își păstrează modurile de condus, din câte am sesizat. Și aceeași ambianță din marca asta, care știi, eu m-am ferit de ele pentru că am descoperit că dacă ești un român care folosești mașina intens, mai ales în aglomerate așa oarecum, BMW-ul te penalizează, adică va cere la service. Așa e făcută, nu poți să ai performanța asta și toate lucrurile care ți le oferă pe termen foarte lung, pentru că te lovești de chestii mecanice. Suspensia asta foarte complexă, foarte ferm reglată și foarte precisă își va cere cumva tributul. Dar și când merge, merge. O să trecem de o zonă de... Da, este un poligon de încercare pentru suspensie. Aveți? Oricât de fan am fi noi ai Sfântului Volkswagen, e în altă ligă aici. Suntem într-o bilă de cauciuc. Exact, și să știi că mulți zic, domne, și Mazda e la nivelul ăsta. Bă, nu e. Mie mi s-a părut un singur Lexus că la IS-ul că merge așa dinamic și că pe ansamblu Infinity s-ar apropia așa la sentimentul ăla de etanș, ești într-un submarin aici. Apropo de submarin, că ce ori mai face ea, săraci. Mă înțelegi, dar nu, sentimentul ăsta de tank și de răspuns la denivelări nu l-ai, nu prea l-ai în alte mașini. Nu l-ai. E o realitate asta a lumii auto. Bravo lui BMW. Cu costurile de deplasare aferente. Asta este. Din nou, mașinile astea nu sunt făcute să le servisezi prin fața blocului. Părerea mea e că aceste mașini se adresează oamenilor cu o putere de cumpărare peste medie. Exact. Treții, mai bine nu ți-l lua. Știu. O să-l transformi ușor, ușor în căruță și o să rămână doar o urmă de BMW. Și sunt genul de mașini care dacă apucă să se degradeze peste o limită, nu mai poți face înapoi. Oricât de binevoitor ai fi tu, oricât de mulți bani ai avea, oricât de mulți ai dori. Sau poți să o faci cu niște costuri astronomice. Da. Financiar vorbind, nu cred că mai merită. Apropo de chestia asta, nu o să-ți vină să crezi. Îmi scrie un urmăritor care are un Audi A4 B8.5, adică o mașină după 2013-12. O mașină este cam pentru românul mediu. Îmi trimit o poză pe mesagerie care o eroare pe una dintre pompele electrice. Și mă întreabă ce să fac. Și eu i-am spus, păi mecanicul tău ce zice? Cine ți-a făcut diagnoza? A, nu, că mi-am făcut singur diagnoza. Păi vedeți, de ce mașinile... Păi și mă întreabă de care să cumpere. Păi zic, Ber e de fabrică în original. Și el îmi trimit o poză cu un print cu un Petersburg. Zic, bă, dar de ce nu te duci la un service? Lasă-i pe oamenii ăia să-ți facă o constatare, să-ți o înlocuiască, să-ți o verifice și apoi tu să plătești. Că tot acolo ajungi. Plus că sunt băgate pe sub ea, pe zona cutiei de viteze. Nu ai acces, ori trebuie să o suspenzi, ori trebuie să ai un elevator, ori trebuie să faci niște... faci muncă de mecanic, efectiv. Uite o surpriză, avem semnalizare, nu-mi vine să cred. Adică același lucru este și cu seria 3, care e un concurent direct cu Audi A4. Nu se servisează pe oriunde. Da, este o mașină dependentă de service. Și service de calitate, oameni care știu ce fac. Adică, oricât de priceput ai fi tu și de drag ți-ar fi chestia asta, să umbli la el, la mașinile astea, fără elevator, fără scule dedicate, fără pricepere și experiență, nu schimba mai mult decât niște ștergătoare sau cel mult niște becuri, dar și la becuri deja lucrurile se complică la farurile sofisticate. Așa sunt făcute, asta e lumea în care trăim, asta, deși nouă românilor ne place să șurubărim, să desfacem, să... Am trecut prin modurile de conducere. O să trec în modul sport, să vedem cum se manifestă mașina. Observ că direcția s-a modificat considerabil. Oh, Bentley! Nimerită și Infinity. E bine. Și aici un Mini Cooper. La vezi, e deja altă, cu totul altă, te deplasezi în cu totul alte condiții. Liniște mai multă. Ambianța e alta. Bine, mașinile care cu care am mers mai înainte, nu există comparație între complet diferite. Am mers cu un ID3 electric, acum mergem cu o seria 3 pe benzină. Dar mașina asta chiar îți place să o și condusă și călătorești în ea. Acum înțeleg, de fiecare dată când merg cu câte una, înțeleg pe puriști și pe pasionați care investesc în ele sute de cai, echipamente, suspensii, roți, tot ce înseamnă o mașină din asta, să o facă așa cum își doresc. Și mereu, tot timpul, oricum lumea asta customizării BMW-urilor e o grădină cu 1.000.000 de produse. Și știi ce îmi place la inginerii de la BMW? Sunt cumva genul ăla de oameni care lasă ușa deschisă. Bă, până aici am făcut-o noi, așa merge. Dar tu poți să-i mai faci 11.000 de modificări, de upgrade-uri, și dacă le faci pe cele care trebuie, mașina va merge cum trebuie. Și vei avea plus performanță, plus. Poți să-ți rafinezi pentru nevoile tale. Pentru că sunt foarte multe mașini care sunt limitate. Nu ai ce să-i mai faci. Sau investești sume mari și nu obții plusul ăla care ți-l dorești. Nissan Leaf în față care este lovit. Se lovește mașinile electrice. Se lovesc și probabil că piesele vin greu. Asta e cam problema cu reparatul ei. Asta e o mașină foarte rară, asta e prima generație de Leaf. Da. Totuși, cred că are mai mult de 10 ani. Și uite că e încă pe stradă. Haterii mașinilor electrice, să vedem ce au de spus. Da. Știi tu, BMW și era vorba aia cu Mercedes și restul, dar aia a fost până prin 2011. Pentru că pe urmă Mercedes s-a cam dat-o în bară și a rămas Mercedes doar cu modelele top. La BMW nu e așa. Și am mers chiar și cu seria 2. Asta ultima, cu tracțiune față. Are ADN-ul de BMW și o simți că e tracțiune față, dar nu simți că e de fapt o altă marcă rebranduită, știi? Da. Liniște. Liniște totală. Liniște totală, nu? E adevărat că și mașina e într-o stare tehnică foarte bună. E abia ieșit din garanție. Câți kilometri are? 50, 46 de mii. 46 de mii 800. E cam nouă. Da, e o mașină nouă. Oricum sunt exemplarele astea care au dus kilometri mulți și duc. E o mașină care stă în garaj, face drumuri lungi. Nu se abuzează de a... Inamicul BMW-urilor, Cătă, și special și a altor mărci, dar special la BMW sunt drumurile proaste. Și orașul, să știi, că BMW-urile nu se simt foarte bine. Clar, și drumurile, adică linii de tramvai, guri de canal, chestii de astea. Nu poți avea fermitatea asta cât timp tu lovești în suspensia aia cu tot felul de chestii care nu și-au rostul pe drumul public, știi? Bine, nu că... Când am venit la voi pe... Nu mai fusesem de ceva timp pe A1, că eu de multe ori vin la București pe Alexandria. Pe A1 ești tot prin oraș. Deci da, nu e autostradă. Deci eu am simțit disconfort în Touareg cu roți pe 18. Păi cu una, pune-i la una de asta roți pe 20 și mergi pe șanțurile astea. Să știi că e o aventură să mai conduci în România. În ultimii ani s-a aglomerat atât de tare, se vede lipsa infrastructurii. Sunt drumurile înguste, nu sunt delimitate sensurile. De asta se întâmplă și tragediile care le vedem. Și permisul se dobândește foarte ușor. Da. Se suspendă și se redobândește la fel de ușor. Cât timp nu se introduc niște probe practice, reale, de îndemânare, gen poligon la viteză mică și medie, tu nu vei niciodată să mergi cu mașina cu viteză dacă tu nu știi să pleci cu ea de pe loc cum trebuie, să pleci dintr-o pantă, să o scoți dintr-o parcare, să o bagi cu fața sau cu spatele într-un manevra de garare cu spatele și așa, manevrele astea de bază. Nu mai vorbim de jaloane și așa mai departe. Am ieșit pe un traseu acum ceva mai liber, adică e drumul întins. Vedem băieții de la infrastructură că își fac treaba. Să testăm puțin mașina asta pe drum. Este o mașină de autostradă. Și ghiciți ce o să facem? Ieșim pe autostradă. O să ieșim pe autostradă. Ce înseamnă să ai autostrăzi, bă, în grădină la tine aici, uite. Un BMW e născut pentru autostradă. Da, să știi că da. Mașina e dată în modul sport, suspensia se simte că s-a întărit. Volanul merge mai... este foarte ferm. Avem aici un peisaj superb de dreapta, te rog să filmezi. Sper să vadă de pomii ăștia. Wow, ce e aici? Avem un resort foarte frumos. Da. Și aici este un spital pentru persoanele vârstnice. Imediat în apropierea pădurii. S-a mai dus Robert cu un prieten de-al nostru să bea și eu cafea și și-au pus mașinile una lângă alta și de la cafenea de acolo și l-au pozat. Și nu s-au uitat că vis-a-vis era un cămin de bătrân și a ieșit scris în poză. Și ne-am scris, bă, ce faceți, bă, gata? V-ați pensionat? Gata! Nu că nu vă zărăm! Liniște! Uite, vezi, nu ai disconfort termic și afară e cald, sunt 32 de grade. Bine, contează și culoarea mașinii, dar nu, aici sunt mari diferențe între un producător premium de adevăratele și un producător care încearcă să fie sau care nu știu că se zbate, vrea să fie altceva decât pare. Și acum lovim ușor pedala de accelerație. Fără efort, depășește. Bă, dar ce tonalitate are! Benzina e benzină. Da, e benzina arsă, arsă pe țeavă. Da. O reală plăcere. Eu pe aici trebuie să plec de la tine, cred. Da, o să ieși pe aici și o să faci spre București. Te duci spre centura. Auzi? Fă o dată giratoriu așa și știi, nu ieși din el din prima, învârte deodată în el așa. Mai tare sau mai încet? Cum poți? A, dar nu e rotund, lasă la așa. Nu e rotund. E dificil, îl facem. Și-a frânat automat. Singura. Deci vezi poveștile alea, domne, pierzi controlul, bă? Da, nu te lasă să greșești. Nu te lasă. A, un E36, da! Un E36 e altceva, dar nu un BMW modern. Se încadrează foarte bine în viraj, mușcă bine puntea spate. Asta să știi că la factorul ăsta de confort contribuie și anvelopele cu talonul un pic mai înalt. Adică, vezi, fiindcă e o mașină bine reglată, câștigi și din a... chiar dacă n-ai cele mai super anvelope și roți pentru ea. Este o mașină decentă pentru un om mediu. Dacă vrei să mergi mai sportiv, cu siguranță vei alege 18-19 inch. Dar dacă mergi și pe drumuri mai proaste, mai bine le rămâi cu astea. Da, mai bine nu te doare spatele, nu te doare buzunarul. Uite, apropo, să spun o chestie care nu înțeleg. Știi că se zice lumea auto, domne, cu cât pui roți mai mari, cu atât crești consumul. Eu am avut, știi bine, asta sunt la al patrulea Touareg. Am avut și cu roți pe 20 și cu roți pe 18. Eu scot același consum. Da. Deci nu e atât de... Păi circumferința exterioară e apropiată. Asta zic. Mașina merge, se simte diferit, o percep diferit. Dar la pompă nu ai niște diferențe. Sunt insignifiante. 10 cu 5, 10 cu 7, adică tot acolo. Știi? Dacă sunt aprobate de producător, mașina ar trebui să se încadreze în consum. Șoferul ajustează consumul. Un șofer deștept va scoate consumuri bune și la viteză ceva mai mare. Secretul consumului este să mergi constant, să estimezi traficul, să nu frânești, să-l accelerezi aiurea. Și mai ales să știi când să iei piciorul din accelerație ca să mergi cu ea în zero. Să nu uită la aruncată sau motorina aruncată. Exact. Asta înseamnă și uzură suplimentară a frânelor și uzura mașinii. Suntem în treapta 6 și e liniște în 7, fără să se sizăm. La 130 la oră mașina încă decide că mergem în treapta 7. O dăm în drive. Nu mai știm în ce treaptă suntem. Afară sunt 35 de grade. Suntem la 24, temperatura setată mașină. Este ok. Aici se văd banii investiți în, da, în fabricația acestei mașini. Știi că mulți zic, domne, că poți compensa pe urmă, dacă la un producător de volum îi poți pune niște soluții din alea extraordinare, retrofit. Da, le poți pune, dar soluțiile înseamnă că tu să demontezi toată mașina. Și automat îi vei pierde garanția dacă este o mașină nouă. Și îi adaugi greutate suplimentară, ai și costuri suplimentare. Iar mulți zic, domne, nu faci o mașină din asta, de ce e atât de scumpă? Că mulți zic, domne, de ce e... Că suntem noi în domeniu, de ce în domeniu, în inima cu Volkswagen, de ce e Volkswagen mai scump decât nu știu cine? Păi să spun de ce, Mihai. În primul rând că ai nevoie de niște ingineri foarte buni, pe care trebuie să-i plătești mai bine. Că dacă nu-i plătești mai bine, cu siguranță vor pleca la concurență. Cum au plecat, celebrul Peter Schreier, și care au ajuns acționar general, mi se pare, la alte branduri. Exact. Și dacă ai ingineri buni, poți să le ceri mai mult. Puterea lor de înțelegere, logic, este la alt nivel. Și știi ce cred eu, Cătălin? Și ce este cel mai mult într-o mașină? Metal, tablă și oțel de calitate. Cu cât tu crești calitatea acestor produse, acestor bucăți din mașină, cu atât îi vei crește ei costul. Adică o mașină care noi o vedem, domne, că ăla are nu știu ce opțiuni și e mega wow și e făcută nu știu unde și e mult mai ieftină decât aia, ea are un rabat făcut. Nu-l poate avea decât la... Trebuie să fim un pic logici. Nu are rabatul făcut decât la ce este cel mai mult în ea. La tablă și la calitatea ei. Grosime, zonele astea de deformare, calitatea ei, antifonare, izolare, protecție corozivă și așa mai departe. Și nu uitați că o mașină premium, cu cât o mașină este mai scumpă, mai bine, cu atât te va proteja mai bine la un accident. Iar este o chestie logică. Cu siguranță. Și acolo... apar costuri, și aici apar costurile de balcă sunt mai mari. Deci, și tehnologia de fabricație în sine. Un cost mai mare al mașinii. Nu poate să fie o mașină bine făcută să fie la fel de ieftină ca o mașină mai slab calitativă. Eu am o vorbă. Ce e gratis nu există, ce e ieftin nu rezistă. Știu? Asta sunt în toate domeniile. E un barem din asta al lucrurilor top, al lucrurilor mid-range și al lucrurilor de duzină. Ajungem la Ploiești, n-ajungem. O să ne întoarcem aici. Să găsim o bretea. E așa de plăcută la autostradă. Deci cu mașina asta chiar te duci oriunde pe drumuri bune, să știi. Dacă pleci la drum lung, nu poți să alergi ca nebunul, pentru că te va obosi cu siguranță. Și vei alege o viteză de croazieră unde te simți tu cel mai bine și savorezi drumul. Asculți o muzică bună, privești peisajul. Eu tot timpul am zis că e foarte important să ne planificăm călătoriile. Poți oricând să ajungi. Mai bine mai întârzi puțin pe lumea asta decât să ajungi prea repede pe lumea cealaltă. Iar dacă trebuie să te grăbești, grăbește-te, dar doar să ai un scop cu adevărat. Bă, am o urgență de adevăratele. Nu merg, rup mașina pe bucata asta de autostradă ca să merg eu cu 200 când toată lumea merge regulamentar. Sau, domne, merg cu 175 pe oră ca să nu dau un radar. Sau ca să nu-mi ia permisul, că de dată în radar dai. Întoarcem aici? Întoarcem și haide înapoi, că asta ne este un episod lung, dar chiar merită. Mașina asta merită plimbată mult și bine. Din păcate este un tronson închis, se vedea la următorul. Oho. Uitați-vă ce relaxat sunt. Îți permit să stai cu o mână pe volan. Nu în multe mașini poți să faci asta. Scaunele sunt ferme, te țin bine, poziția e joasă. Viteză, senzația de viteză este mult atenuată. La 120 la oră, efectiv, simți că... Auzi, tu zici că lucrezi la BMW, nu la Volkswagen. Păi, să ne înțelegem, BMW este prima mea iubire. Cu siguranță. Și mie mi-au plăcut mult și acum îmi plac. Însă nu că nu mă regăsesc în ele, nu mi se par pe necesitățile mele, știi? Și mai ales nu mi se pare, exact ce ziceam și mai devreme, cea mai potrivită mașină pentru toate drumurile din România. Știi? Mihai, părerea mea că mașinile premium sunt un fel de statut. Da. Eu nu am acest statut și de asta nu-mi voi lua niciodată un BMW. Am avut BMW, e adevărat, mi l-am luat second hand și am constatat că depuneam un efort mare financiar ca să-l țin cum trebuie. Un BMW adevărat se servisează des și cu piese numai de calitate. Dacă vei face rabat la piese, cu siguranță vei pierde. Știi ce am făcut acum cât am plecat în excursia asta? Am dus Passatul la mecanic. L-am lăsat acolo. Celebrele, eu i-am dus-o, schimbăm celebrele bucșe la brațe, să nu mai scârție. Oricum nu mai scârție decât s-a făcut cald. Corect. Bun. Am luat 4 bucșe Lemförder, 2 făcute în Belgia și 2 în China. Așa le face Lemförder. Și am zis, bă, verifică-mă din bară în bară, tot stă la tine. Omul a băgat-o pe canal, că mașină cu suspensie complicată se verifică pe canal. Nu pe... Da, să nu fie roata în aer. Așa. Și mi-a zis, bă, dacă tot veniți cu aici, nu vrei tu și niște 2 amortizoare spate, că unul e curs? Zic, bă, da, bagă-le. Punem sax sau caia, a găsit sax. După care mă sună și îmi spune, vezi că eu nu-ți schimb amortizoare dacă tu nu schimbi și rulmentul de sarcine, pălăria din capă și burduful de protecție. Da, corect. E un mecanic serios, un băiat în care am încredere, stai după el, nu e tot timpul disponibil, dar uite, îți spune, vrei să o ai cum trebuie, faci ca mine, nu, fă-ți-o unde vrei. Mihai, așa spune manualul de reparație al mașinii. Dacă manualul spune așa, nu trebuie să te abați. Dacă vei face rabat la una din piese, este posibil ca ulterior să reintervii acolo. Dar că vorbim de marca noastră preferată, anul trecut i-am schimbat, când am luat-o, i-am schimbat amortizoarele pe față. Erau alei, Cătălin, la 280.000 de kilometri, iar acum schimb spatele la 300.000 de kilometri. Mihai, asta înseamnă că mașina a mers pe drumuri bune. Păi uite, de 30 și ceva de mii de kilometri merge prin România. Da, dar e condusă responsabil. Da, asta să știi că am văzut și eu drumurile proaste sunt inamicul mașinilor. La BMW și la mărcile astea de top. Dar să știi că și șoferul este inamicul mașinii. Da, da. Șoferul, dacă știe să pășească peste gropi, cu siguranță va proteja mașina. Apropo, dacă mergem cu mașinile cu precădere în oraș. Și în oraș automat învățăm traseele, știm, bă, colo e mai bun, colo e mai bine ocolești pe o altă stradă, 500 de metri, unde știi că e drumul mai ok, decât să o iei pe niște linii de tramvai unde e dezastru. Corect. Mai bine ocolești un pic, îți faci alt traseu, unde, mă rog, știi că e mai eu, decât să te duci zi de zi pe același traseu prost. Și acum reprize bune pentru motor de 2 litri. O ajută foarte mult piesa asta de aici, cele 8 viteze, pentru că Este talonul cutiilor de viteză. Aici este secretul. Din o cutie de viteză construită corect, calibrată corect și cu rapoarte cum trebuie, îți dă reprize, îți dă viteză mare, îți dă consum. De ce automata, același cod motor, bate manuala la reprize, mai ales pe 5 și pe 6? Mi se pare mai rapidă, mult mai rapidă decât manuala. Eu am avut 3000 manuală, adică o raritate. Era un pic mai rapidă decât 2.5 manual. Sau alte rapoarte, e altceva în ea. Evident că rapoartele sunt diferite. Și mașina automată la Touareg, sau și la asta, care e convertizor de cuplu, optimizează cuplu. Bă, ce-i al BMW-ul, e al BMW-ul. Lăsăm Touareg-ul, lăsăm. Eu aș mai sta pe la tine să ne plimbăm până de seară, să știi. Mai găsim mașini până de seară. Dar uite, să ajung și la Constanța. Tot astăzi. Ajungi, Mihai, ai autostradă, e oarecum liber, e sâmbătă. În sensul spre mare s-a eliberat. E mult până plec de la tine și până mă înscriu pe ea. Să știi că nu e aglomerat. E trafic ok sâmbătă după. Dimineața a fost puțin, dar după amiaza, sâmbătă după amiaza e light. Uite, avem porțiunile astea unde se mai lucrează, unde se mai îngustează. Drumuri de România. Din păcate, românii lucrează de la 9 la 4. Păi astea, eu la partea asta de drumuri, bă, tu știi că la noi acolo avea un pod care se repară de 3 ani. Da, știu ce le pot. Bă, după 100 de muncitori, 50, cât poți cei mai mulți, pune cu utilaje, cu tot ce îl faci. Că așa dacă tot duci o echipă de 5-6 oameni, oricât de binevoitori ai fi, nu poate să facă, sunt lucrări mari. Și o să vezi că din 5-6 oameni, 4 se sprijină în lopată și doar 2 muncesc. Acum așa, niște oameni care să lucreze cum trebuie, trebuie plătiți cum trebuie. Corect. Să aibă condiții, acum este caldă, oferă-le apă, oferă-le o zonă de adăpost, unde pauze la intervale de... Mihai, nu i-a forțat nimeni să aștepte vara. Dar ai văzut chestia asta că la noi tot timpul se lucrează vara la drumuri? Păi da, ca să fie observați că se lucrează. Când sunt perioade de concedii, când e trafic intens, atunci se lucrează la drumuri. Și avem 11.000 de sărbători legale în care nu se lucrează la nimic. Și toată lumea liberă. Ce suspensie, ce răspuns are suspensia. Îți transmite fiecare denivelare în volan. O să știi că e un setup bun cu roțile astea. Nu pare mașina aspectoasă, dar e un setup bun pentru România. Părerea mea că este combinația ideală pentru România. Știu. Vei pierde destul de mult la dinamică, dar vei câștiga la confort și o să constați că majoritatea timpului nu o să mergi sportiv. O să vrei să mergi confortabil. Oricum și mașina asta are ea dinamismul în ea, pe ansamblu, cum e făcută. Părerea mea că seria 3 este cea mai bine poziționată. Tot timpul știi cum zici așa, bă, zici BMW, ce-ți vine în minte? BMW seria 3 cu siguranță. Poate și X5, X6, dar seria 3 e primul lucru. Da. Zici Mercedes, îți vine... E-ul sau S-ul. Da. Zici Audi, îți vine Audi A4. Da, zici modelele lor de volum. Exact, zici Volkswagen, îți vine Golf-ul. Da. Adică e modelul reprezentativ al producătorului, care probabil a pus cel mai mult de-a lungul timpului. Mihai, sunt niște branduri în sine. Seria 3 nu trebuie să-i spui că e BMW. Spui doar seria 3. Da, așa este. Ca și despre Golf. Despre Golf poți să spui Golf, este un brand aparte, este un brand separat. Este un sport. Joacă președintele nostru. Da. Dar chiar pe aici, pe la Znagova, vezi terenuri de golf. Mihai, or fi. La vreun cetățean în grădină. Nu mă pasionează acest sport. Nu. Mă pasionează asfaltul și pădurea. Bun. Te invit la o tură cu canamul în pădure. Nu mai avem timp, Cătă, nu mai avem timp. Data viitoare. Data viitoare, da. Mai vin pe la tine, mai vin. Și acum o să ieșim de pe autostradă, reducem viteza ușor. Avem o pedală de frână extraordinar de bine calibrată. Apropo de că vreau să te întreb și mai de mult de anvelope, că tu lucrând în domeniul vânzărilor auto de atâția ani, le-ai văzut pe toate. Care ți se pare așa cel mai Băi, Mihai, echilibra producător de ambele. De când am îmbătrânit și mi-e frică de moarte, eu nu merg decât pe Michelin. Bun. Părerea mea că Michelin e numărul 1. Cel puțin pe vară. Foarte bune sunt și Continental, dar marginal cred că Michelin sunt mai bune. Sunt mai confortabile, mai silențioase. Mușcă la fel de bine din asfalt. Durează foarte mult anvelopele Michelin. Le-ai pus pe mașină și ai uitat de ele. De cele mai multe ori să vinzi mașina cu aceleași anvelope. Da. Uite, să știi că eu am fost foarte mulțumit și de Bridgestone-urile care vin pe modelele Volkswagen. Și Bridgestone mi se pare un producător echilibrat, Este un producător premium. Gândește-te că n-ar fi premium dacă n-ar avea anvelope bune. Da, corect. Ca și Hankook, de fapt. Hankook face... e cel mai bun compromis preț-calitate. Exact. Cel mai bun compromis. Exact. Am condus foarte multe mașini la viața mea. Mașini de la 75 de cai, 60 de cai, până la mașini de 500, 600, 800 de cai. Părerea mea că anvelopa este cea mai importantă componentă a unei mașini. Gândiți-vă că mașina stă pe 4 palme pe asfalt. Din cauciuc. Este singura palmă care te ține pe pământ. Da. Nu faceți compromis când vorbiți de anvelope. Anvelopele trebuie să fie cele mai bune pe care vi le permiteți. Luați-vă numai anvelope, cele mai bune anvelope. Mai ales dacă ai o mașină puternică. Chiar dacă vorbim de mașini mai vechi, puterea e putere. Știu. Nu faceți rabat la anvelope. Gândiți-vă că e siguranța. Siguranța trebuie să fie pe primul loc. S-ar putea să facă diferența între un accident sau scapi fără nicio problemă. Și atunci e bine să ai prima șansă, tot timpul. Tot timpul prima șansă. Accelerăm, aici suntem într-o zonă de afara localității. Da, am depășit viteza legală. E mult mai fun to drive benzina. Da, Mihai. Oricât de fan aș fi eu al motorinei, benzina are tonalitate, are un rafinament din asta. Iar motoarele turbo pe benzină au cuplu ridicat la turație înaltă și unde ai și putere. Vine puterea peste cuplu. Da. Gândiți-vă că cuplu este o putere de rotație, iar puterea vine în spatele cuplului și o împinge. Când ai nevoie de viteză mare, puterea împinge mașina. Cuplul s-a stabilizat sau scade, dar puterea te deplasează. Dacă vrei să mergi cu viteză mare pe autostradă, ai nevoie de putere. Și turație, evident. Vedeți o Tesla care depășește viteza luminii. Trece cum Passat. Da, dar pe autostradă să știi că încă nu m-a depășit nicio Tesla. Eu ți-am zis că veneam astăzi pe tine, am sunat pe banda 1, mergeam în viteza camioanelor. Da, din păcate încă mai e de lucrat la baterii. Consumurile nu sunt exagerat de mari la viteză mare, dar bateriile au putere limitată. Nici la Model 3, nici la Model Y nu mi-a plăcut cum se simte masa. Deci simți masa aia enorm. Deci, spre deosebire de Audi e-tron. Bine, din nou, o chestie inginerească și tehnică, o soluție tehnică. Pernele, suspensia pe perne, pot gestiona greutatea asta în plus a bateriilor. Niște arcuri vor rămâne niște resorturi. Da, și te vor arunca. Exact. Să conduci Model S, o să vezi că e altă mașină. Părerea mea că acolo vorbim de adevărat. Prețul acolo e tot de altă mașină. Da, deci Tesla, Model S, de acolo vorbim de o mașină adevărată. Sau Model X. Dar vorbim de cu totul alt preț. În bugetul ăsta nu ai cum să oferi ce-ți oferă. Eu ziceam chestia asta, doar soluția pur inginerească. Adică, bă, o greutate mare pe o mașină lungă nu poate fi gestionată de niște arcuri. Nu poate, pur și simplu, că o faci camion. Părerea mea că peste 1900 de kilograme obligatoriu trebuie să ai perne. Și 1900 este foarte, foarte la limită. Exact, e un Passat cu ceva dotări aproape. Este foarte, foarte la limită. 1900 de kilograme e o masă foarte mare. Nu există un comportament precis. la masa asta. Chiar dacă îi pui amortizoare electrice, chiar dacă îi pui pe arcuri super sport, chiar dacă îi pui arcuri super sport, o să ai dureri de rinichi. Și e posibil să ai și un revers al medalii. S-ar putea să te arunce de pe stradă. S-ar putea chiar să-i strâmbe oalele la amortizoare, ceva. Îți rupe jantele, exact. Pentru că, de fapt, marea problemă la mașini electrice este greutatea. Nu atât autonomia bateriilor, greutatea. Felul cum o percepe mașina și cum îți transmite ție, ca șofer, mersul mașinii în sine. De ce mașinile de curse sunt ușurate la maxim? N-au decât scaune, volan, păi, și nu mai au nimic, echipamente. Că performanța nu înseamnă doar accelerație, înseamnă și frânare. Și răspuns, transfer de mase, stânga-dreapta, față-spate. Controlul pe puterea aia. Degeaba ai o putere uriașă și instantanee, că tu nu ai control pe ea decât pe linie dreaptă. Pe dus, pe urcat în viteză, că pe redus din viteză ești cu soarta în mână. Păi un producător de anvelope spunea, avea un motto de mult, nu știu dacă mai e încă valabil: Power is nothing without control. Exact. Asta se întâmplă la mașinile foarte puternice electrice. Oamenii le cumpără, sunt entuziasmați de puterea lor enormă, într-adevăr accelerează fulminant în linii drepte. Eu n-am înțeles de ce pui atât de multă putere când tu nu o poți controla. Păi, Mihai, pentru marketing, nu? Să ne înțelegem. Și că poți. Că dintr-un motor electric poți să scoți foarte multă putere, de fapt. Elon Musk este un om extremist. Este un excentric. Este dorința lui de a face mașini foarte puternice, pentru că lui îi place accelerația. Și dorința lui și-a transpus-o în mașinile pe care le produce. Dar la finalul zilei o să ai nevoie de autonomie, să mergi eficient și să ajungi în siguranță. O mașină electrică nu este construită pentru viteză. Vor mai trece mulți ani până vom avea mașini sport cu adevărat bune electrice. Să nu uităm Taycanul. Dacă mergi cu Taycanul, poți să-i golești bateria în 100 de km. Mulți au zis chestia asta și de Fordul Mustang, pe GTE, cum se numește. Vezi? Și aici apare puterea foarte mare care îți consumă bateria. Da. Contează cui te adresezi. Dar să nu uităm că mașinile electrice sunt pentru drumuri naționale, pentru oraș, pentru împrejurimi, unde limitele de viteză sunt 50, 90, 30. De ce ți-ai luat o mașină de 500 de cai cu care să mergi prin oraș? Nu ai niciun motiv rațional să faci așa ceva. Nu ai nevoie de atâta putere. Nu ai nevoie să accelerezi de la 0 la 3 secunde. Eu am simțit că m-am mers în ea. Bă, prea multă putere pentru restul. Știi? Unele mașini care sunt calibrate cumva, nu e cel mai corect termen spus calibrat, dar aspectul exterior, felul cum te simți în ea, felul cum merge, sunt asemănătoare. Știi? De exemplu, Fordul Puma făcut la Craiova e o mașină foarte frumoasă, care merge bine, dar restul nu are nimic. Și te-ai aștepta ca la o mașină, adică să se coreleze, știi? Îi lipsește ceva. Bine, Fordul Puma e cel mai banal exemplu. La fel alte modelele românești. Sunt fiabile, sunt simple, sunt cu întreținerea ieftină, sunt frumoase, dar doar atât. Ai deschis ușa, te-ai urcat în autobuz. Da, și să nu uităm siguranța. Mă rog. Siguranța e cea mai importantă. Și Tesla, tot ceva de genul ăsta. Are ceva dus la un extrem și restul le-a uitat. Păi, Mihai, Tesla produce mașini de câțiva ani. Gândește-te că acest producător, BMW, da, știu, face de 100. Are experiență în spate. Dar vezi, mașina asta, ne-am plimbat cu ea mult, avem un episod lung. Nu ne-a obosit deloc. Îmi pare rău că se termină drumul. Este o mașină cu care aș merge mult mai mult. Îmi pare rău că se termină episodul, dar trebuie să mai și terminăm, știi? Ce să zic? Mai au... La prima vedere, mulți mă spune, doamne, tot mașini sunt, nu sunt. Lucrurile sunt diferite rău. Și chiar între producătorii de volum, modele comune care par să facă aceleași lucruri, sunt și alea diferite rău între ele. Mihai, cine spune asta n-a condus suficiente mașini. Asta e părerea mea după ce am condus atâtea sute de mașini. Deși că lucrez de 12 ani în vânzărea auto și am mers cu foarte multe mașini. Mașini din grupul nostru, cam cu toate, mașinile concurenței, e normal să știm unde ne poziționăm. Aveți concurență? Concurență avem, dar noi avem un client care își dorește un lucru. TDI-ul este o instituție, nu face nimic grozav, dar știu, se descurcă. Eu am spus tot timpul, Passatul este elevul de 8. Da. Este elevul de 8 care știe de toate. Te bazezi pe el. Te bazezi pe el, știu. Cătă, zi grea de filmările astea, să știi, zi complexă. Ia umblă pe... Tu ai cam tras de ea. Am tras de ea. Și în regim de autostradă, aer condiționat, 8%. 35 de grade la 1 la soare. Oho. Nu e un consum mare pentru puterea care o are. Nu, și pentru stilul de mers. Dacă am fi mers blând, scoteam 6-6,5. Garantat. Cred că dacă mergeam cu un diesel la regimul ăsta, scoteam 7. Un litru diferență, nu e mare lucru. Încă o dată, BMW te descurci. Este ce e al lui, e acolo și e bine că reușește să rămână acolo și evoluează mișto cu fiecare generație, păstrându-și esența care l-a făcut ceea ce este. Pe Cătălin îl găsiți la Porsche România. Pe Mihai îl găsiți la Craiova. În parcare. Așteptăm un Porsche la test drive. Cine are un Porsche, veniți cu el. Cam rare, să știi. Veniți cu 911. Are un prieten al meu, una în lucru, dar e foarte greu cu ea. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Bye, bye!